Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii. Și bonjurică, bonjurică, 30 de minute peste ora 9 și 2 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi și mai ales atunci când ajungi să-i spui bună dimineața lui Valeriu Nicolae. Bună dimineața, Valeriu. Bună dimineața. Așa, lasă microfonul la mai jos că nu te văd și da, nici nu te aud. Mă scuzați. Da, așa, bună dimineața. Da. Așa, bine ai venit, bine ai revenit. Ne-a fost bine dor de tine. Găsit. Ne-a adus și daruri, ne-a adus, uite, chestii din astea cu casa bună, le vindeți? Nu le vindem, le dăm la prieteni. Da, haideți să le vindeți. Hai mă, vindeți-le. Bine, vindem, vindem. Vindeți din astea. Ne-a adus tricou, da, cu casa bună. Ne-a adus, așa, ne-a adus, așa, nu, pe asta i-am dat-o lui, da. Eu. Am adus vișinată. Ne-a adus vișinată și noi oferim apa, altceva, adică, acum, da. Da, pe e apă pentru că are sticla același dop, deci nu e semnalizată ca fiind altceva. Bun, Valeriu s-a întors, casa bună merge mai departe, din ce am înțeles. Da. Casa bună nu e acasă, ci este una în Ferentari, nu? Gen sectorul 5. În Jilava. Jilava, scuze, sperăm, scuze. Sperăm să facem una și prin Ferentari. Și mai vreți să mai faceți una în Rucăr, ai spus? Da. Și aveți una în Ucșoara? Da. Deja... Câți copii? Nu mai știu, o să ajungem la peste 400 curând. Și instalăm, continuăm să instalăm computere peste tot, avem o grămadă de voluntari senzaționali care ne ajută să facem meditații online cu copii și lucrurile încep să meargă din ce în ce mai bine. Ah, și încă o chestie ce am descoperit noi cu stupoare e că ce merge cel mai bine, deci progresul cel mai bun pe care îl fac copiii la citit nu e din meditații și ce am crezut noi că e, vine din telefoane. Deci noi la meditații, deci dacă fac meditații primesc 2 puncte, la 100 de puncte primesc un telefon. Cei care au primit telefoane, vezi imediat că încep să folosească telefoanele mult mai mult și trebuie să citească, să tipărească acolo și asta e, așa se îmbunătățește rapid. Deci pe interes. Pe interes, da. Și funcționează bine și tot ne gândim acum cum să o facem mai mult pe interes, cum zici tu, cu ăștia. Valeriu este un om, așa, calment te uiți la ea și zici un om, nu? Și e un om care a venit la noi în studio și așa. care a început să aibă grijă de copii. Acum câți ani, Valeriu? Am început, de fapt, cu maica mea în 90. Ne-am dus într-un orfelinat și de atunci m-a lovit că... Adică m-am simțit atunci foarte vinovat, încă mi se părea că, bine, eram sărac mort atunci. Dar adică tocmai el se simțea mult mai norocos decât ceilalți. Da, și atunci și mi-a dat o satisfacție foarte mare să fac ceva care... Și au trecut câți ani? Păi, o grămadă, din 90 până acum sunt ceva, vreo 31. Bun, aveți moș. Feedback din ceea ce faceți? Da, și asta... Vreau și eu să aud o poveste, adică am inspectat toate ororile din lume. Sigur că vorbim acum și despre lucrurile pe care le faci, lucrurile de care ai nevoie, susținere și așa mai departe. Dar cred că partea asta poate fi făcută și cu seninătate. Ne asumăm că e nasol, încă de acolo plecăm. De-aia se și întâmplă ce se întâmplă, dar rezultatul e luminos, e bucuros și te înalță. Nu te obosește, nu vii cu cearcăne să spui, oh, no, ce nasol e să ai grijă de 400 de copii. Ăsta nu, ăsta râde tot timpul. Da, nu, păi e incredibil, e, nu știu, zici că e pe substanță. Acum e pe substanță. Nu încă. Zi-mi ceva ce se întâmplă. Nu, dar îți dă ce foarte se întâmplă multă energie. La capătul eforturilor voastre, ale tale și ale voluntarilor care susțin asociația Casa Bună, se află câte o poveste. Da? Da. Unui copil care a ieșit din mediul ăla toxic, din care avea foarte puține șanse să se smulgă și trimite un mesaj sau dă un telefon sau vine și te îmbrățișează. Hai să avem o poveste da, simpatică. O am cu Alberto. Deci Alberto a fost unul dintre cei mai dificili copii cu care am lucrat. Deci asta se întâmpla prin 2009. Venea dintr-o familie foarte dură, abuzat, părăsit de părinți, dus la adăpostul de zi. L-am luat eu de foarte multe ori la mine acasă și avea puseruri de astea foarte violente și da, a fost foarte greu să lucrez cu el. Așa, n-am crezut, am crezut că o să-l pierdem.
Și a crescut, a ajuns adolescent, a stat cu noi până pe la 16-17 ani, tot venea pe la mine. Și ne-a scris acum, cred că 2-3 săptămâni, nu mai mult. A pus un mesaj de la m-a rupt în două, în care îmi mulțumea, zicea că deci, dacă nu am fi fost noi, probabil ar fi sfârșit pe droguri. Și avea o poză de asta frumoasă din Londra, unde e barber, deci unde ajută oamenii să se tundă, să se bărbierească. Și foarte, mi-a prins foarte, foarte bine. Și avem mulți copii care sunt în Anglia, deci mulți copii din ghetou din Ferentar care sunt în Anglia. Pe doi dintre ei am ajutat eu să ajung acolo, la un prieten care are o mică fabricuță. Și mi s-a mai întâmplat, asta mi se întâmplă destul de des. Eu nu îndrăznesc să mă duc în Piața Sudului, fiindcă acolo sunt doi dintre copii pe care am ajutat eu și de fiecare dată când mă duc acolo mă umplu cu de toate, că zic că știu pentru ce cumpăr și nu vor să-mi ia bani, așa că evit Piața Sudului, că, deși mie ar fi piața cea mai apropiată de mine și cel mai ușor să cumpăr de acolo. Bravo, mă, Valeriu! Așa. Bravo, mă, Valeriu, zic! Da. Da. Dar nu e, deci sunt foarte mulți oameni, deci dacă ar fi să deci ce-am făcut eu cel mai bine, cred că e asta, că am reușit să creăm o comunitate de oameni foarte fain. Deci sunt foarte mulți oameni care ajută și eu cumva sunt așa, praporele lor. Sunt un pic în față, dar fără oamenii ăștia, mulți, mulți, n-am reușit să facem mare lucru. Mai ales acum când avem nevoie de o grămadă de computere, deci noi schimbăm, avem peste 350 de computere instalate. Și asta înseamnă că trebuie să schimbăm undeva la 10-15 computere pe lună, încă se strică. Și dacă n-am avea oameni care să ne ajute să zică, bă, uite, am eu computer, hai că ți-l donez, sau tot felul de firme care schimbă computere, deci noi avem nevoie de computere tot timpul. Și avem nevoie, deci ca să reușești să faci treaba asta bine, ne-a trebuit o echipă de IT. Și am strâns vreo 15 oameni IT-și care fac asta voluntar și stau în fiecare zi să repare remote tot felul de probleme. Deci încercăm practic să fim un fel de minister al educației paralel. Trăiască domnul Câmpean. Respect. Respect, da, respect. Exact. Cinste. Cum a spus onoare, un prost odată pe internet, respectul înseamnă, a stat un pic așa, respect. Corect, da. Mă, dar pe asta chiar eu mi-aș dori să mai avem și politicieni proști, că ăștia niciunul nu zice niciunul că a greșit vreodată. Mă, de ce tot ce fac, fac bine. S-a greșit la alții, da. Dar mi-aș dori, băi, greșeala e colectivă. Pe bune, eu acum mă simt așa Brett Antiveorico. Hai înapoi, am glumit, am ălea, nu. Da, e Valeriu, să trăim. Hai, Doamne ajută, așa. Noroc. Și vouă tuturor. Și mult spor. Te-am văzut la bun Sebastian, la Țacman, la Insider Politic, da. Ai dat cu toată lumea de pământ. Da. Era duminică, îți permite. Da, amabil, da. Om bun. E deci de săptămână, da, totuși. Exact. Începeau cele 5 zile super nasoale de după weekend. Da. Ce tema? Știi, mă uit așa la felul în care suntem noi construiți și la cât de greu dispar reflexele astea comuniste, că am vorbit astăzi despre seniorul Coposu, despre procesele astea, despre domnul Ion Iliescu, încă tânăr, pentru că încă se tărăgânează dosarul Revoluției. Și ăsta cu s-a greșit, s-a făcut, să facă alții, să stăm, să vină statul, să, știi? Adică genul ăsta, da. Nu, pare că nimic, să vină cineva să ne ajute să nu ne mai scuipăm și să nu mai scoatem bâte în trafic. Nu noi le scoatem. Nervii pe care ni-i provoacă ăștia. Da. Știi? Tot timpul. Și când vezi că un om ca Valeriu și nu e doar Cavaleriu, este grad. Ar trebui să fie grad. Cavaleriu. În grad de Cavaleriu. Ar trebui să acorde o distinție. Eu, domnul Iohannis, da? Să o sugestie, domnul Iohannis, da? Orice om care face bine în țara asta să primească gradul Cavaleriu. Cavaleriu Ciolan. Cavaleriu Ciolan, da. Cavaleriu Nicolae. Bun. Știi, când ține de tine și de felul în care te organizezi tu, sigur că nu trebuie să fie o mișcare din asta amplă, toată lumea vrea să fie Bono, dar ceea ce faceți voi este o adunare de oameni
care sunt dispuși să ajute, nu ies în față, nu se laudă cu gesturile frumoase sau bune pe care le fac și toată lumea își vede treaba ei. Adică, din când în când cineva vine Valeriu la Morning Glory și zice: dragi ascultători, că știm că avem o audiență săracă și proastă, nu ca alte radio-uri. Dragi manager, dragi director de bancă, dragi director de spitale, dragi director de firme IT, ca Asociația Casa Bună, îl căutați pe Valeriu, îl întrebați: domnul Valeriu, ce doriți? Că știm că în zonă sunt sechestrări, răpiri, da, schingiuiri. Doriți niște calculatoare? Da, da. O atenție, da. Da. Niște telefoane, niște telefoane, alea, da. Da, 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 niște lucruri din astea, da. Că de fapt de asta l-am chemat, că era pe interes. Da, da. Nici nu mai ciocniserăm de mult. Și să facă și Valeriu niște rost de niște bani. Acum am văzut că montez niște ochelari pe copii. Da, și avem nevoie de vedete. Vedete care să le spună copiilor că e cool să poarte ochelari. Că deci le facem ochelari, noi le facem ochelari gratuit și iarăși avem o grămadă de ajutor, nu m-am așteptat la asta. Sunt o mulțime de oameni care și-au dorit să ajute și deci, faptul că noi putem să dăm ochelari gratis copiilor care au mare, mare nevoie de ochelari e un lucru super bun. Încă automat copiii aia încep să citească. Deci, bine, se voi le faceți un control pe care da, ar trebui să-l facă statul. Da, na. Da. Nu, mie mi se pare incredibil. Am văzut acum un comunicat, nu știu, de la Nespresso. Nespresso împădurește. Deci eu nu înțeleg ce dracu, adică statul lasă hoții să taie copacii și vin companii private și împăduresc România. Da. Vin cetățeni, asociații, ONG-uri, că ăștia împăduresc. Eu nu înțeleg. Te-a căutat vreodată cineva de la stat? Domnul Doamne Valeriu, ferește, da. Vă deranjăm cu da, o rugăminte. Vreți să vă ajutăm cu ceva? Nu? Nu. Nu. Adică, cred că m-aș fi mirat. Tu, pleacă-mă de aici. E o scenare. Da, exact. Suntem la camera ascunsă ceva. Bun, deci mergeți în, mă rog, și aici în București, dar mai ales la țară, nu? În da, Lucioara, da. Că acolo... A, nu, peste tot, ne ducem, suntem acum în 9 sate. Da. Și se fac controle, chestii pe care ar trebui să le facă, nu? Ministerul Educa... Ar trebui să fie împreună controle cu Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Sănătății și împreună cu primăriile, dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci noi ne ducem cu câțiva medici oftalmologi senzaționali, care își donează timpul și petrec, practic, weekendul făcând controle oftalmologice gratis pentru niște copii care altfel nu ar avea ocazia să facă treaba asta. Deci cabinetul oftalmologic cel mai apropiat de Nucșoara e pe la 40 de kilometri. Deci, da, fel, adică poți, da, nicio șansă, da. Și e-mail-urile ajung greu, așa. Da. Și bine, e haios, că trebuie câteodată, na, când se strică vremea, ne ducem cu dubițele până într-un punct, după aceea punem mașina mea de teren, care e săraca, deci dacă știu ăștia de la Volkswagen cum l-am folosit eu, Touareg ăla, deci am pus pe el, deci aveam la un moment dat dulap pe Touareg și încărca cu de toate. Deci dacă ne-a cărat alt Touareg, nu se pune. Da, da, da. Ar trebui, da. Și de acolo ne cărăm cu echipamentele, că na, n-ai drumul și așa. Întreabă ascultătorii contact. Unde se pot dona calculatoarele? Adică cum se face dacă vrea... Vedeți asociația, cine... fie pe mine, mă găsiți foarte ușor pe Facebook, Valeriu Nicolae, cred că 39 sunt, sau asociația casabună.ro și acolo găsiți am tot și ce nevoie. Link. În live-ul de azi. Mulțumesc. Bun, deci dacă intrați pe live-ul nostru, că suntem live, în cazul în care chiar sunteți în ultimul hal și nu știți ce înseamnă live. Dacă e vreun, da, cineva care are vreo mașină de teren care nu-i trebuie cumva pe acasă, o folosim noi la greu, în special, o dăm înapoi după 3 luni, dar în perioada asta... Dacă e, dacă mai e, da. Na, nu, că o folosim drăgușel, nu suntem nesimțiți, dar în următoarele 3 luni o să avem nevoie că drumurile devin praf. Bun, ne ascultă oricum nu numai biker, care știu că vă ajută, Trubarul Bikers for Humanity, au văzut că au făcut o grămadă de chestii frumoase. Da, da. Dacă sunt și bikers din ăștia cu patru roți, îi rugăm și pe ei să implice, să-i ajute, că știu că ei fac. Adică puteți externaliza. Da, băi, da, alo, păi ăștia off-road, vrem, da, hai veniți încoace, le dai destinația, livrați chestia asta. Radu Muntean mai face un film cu ocazia asta și toată lumea este mulțumită. Asta e. Da.
Da, te-ai de zis de câțu că e rocker. Până acum, sau nu? Dezicerea atârnă de un fir de păr. Da. Vopsit. Vopsit. ce mai facem? Zi-mi, ce mai fac copilașii? Le puneți ochelari. Deci facem un apel. Cătălin? Da. Știe el. Cătălin? Da. Te rog frumos să-l inviți pe Valeriu la tine la emisiune. Cătălin Măruță. El are deja ochelari. Da. Ok. Deci ar putea să fie convingător, mă gândesc. Da, ar fi super convingător. Da. Cătălin, Valeriu, îți trimit numărul lui de telefon. Hai să ne mișcăm mai cu talent, că altfel nu-ți dau acordul să publici podcastul cu mine. Așa, și bună dimineața și mulțumesc. Deci, acum avem foarte multe... Deci, ducem foarte mulți copii la control medical. Și am descoperit că, bine, mulți copii din zona aia ajung în spital la urgență. Nu avem chestii preventive și asta e foarte grav. Ducem foarte mulți copii la dentist, la dentiști, că avem o mulțime de dentiști. Ai câțiva fani, deci Cristina e nebunită după tine. Morning glory, morning glory! Mi se mișcă din tisori. Ce mișto, da. Și totdeauna avem nevoie de voluntari. Deci, și promit, dacă veniți la noi, la Casa Bună, o să vă simțiți foarte, foarte fain. Sunt o mulțime de oameni senzaționali care pe mine mă fac mai bun. Adică eu mai sunt și mărlan și proșar, dar că sunt toți oamenii aia buni în jur, mă simt și eu. Băi, stai, că nu pot să fiu chiar așa de mărlan, că mă vede lumea acum, deci nu, nu pot să încurc. Și mai îmi zic, deci mă prind când sunt prost, știi? Mai mă trag de mâne, că băi, iarăși ești prost. Și mă bucură treaba asta. Și vrem să facem ca să... Deci noi vrem să facem o chestie pe care nu am văzut-o că o face altcineva. Deci noi vrem să publicăm un raport anual cu tâmpenile pe care le-am făcut. Adică, bă, unde am dat-o în bară și cum am dat-o în bară? Știi că e un american care a strâns, a făcut un muzeu al eșecului. Da. A strâns exemple de la companii, produse, campanii, da. Chestii astea care s-au dus drept în zile. Da. România are un pavilion. Da, e secret ăla. Da. Nu știe nimeni de el. Da, Pentagon. Da, Doamne ferește, s-a făcut cineva vreo greșeală în România. Nu, ce? Da, se poate. Dar nimeni nu greșește, da. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a mai plăcut în ultima vreme în România? M-am crucit cu ce s-a întâmplat cu PNL-ul și cu PSD-ul. Și m-am uitat pe postările lui Câțu și m-am speriat. Deci ăla a amenințat, deci prin 2017 așa, a dat ceva în el și a amenințat lumea cu moartea. Zicea, nu luăm prizonieri. Bă, deci cum să scrie așa ceva? Deci scria, vorbesc serios, sunt sute de postări, de-alea te crucești când le citești. Da. Băi, venim și nu luăm prizonieri. Ne-au vândut rușilor. Am dovada. Deci erau numai chestii de-astea de... Cum a ajuns, frate, ăsta premier? Nu știu. Voi aveți cont de Instagram? Da, avem. Da? N-am Laura, făcut cont de Instagram. Ia începe tu chiar acum o leapșă, frumos, cu vedete prietene de ale noastre, care se poartă ochelari și să susțină asociația Casa Bună. Ia, hai să... I-am dat deja leapșa pe Facebook Lumăruță. De Lumăruță pune și pe Fodor și pe Smiley și pe toată lumea. Da? Hai că a fost la noi. Da. Și o să mai avem. Mai avem încă ceva. Da, străiți. Pus deoparte. Deci acolo dă și la rocă, la toată lumea. Dacă reușim treaba asta, unul, reușim să împingem probabil mai mult ideea că trebuie să avem controle oftalmologice. Deci avem copii care au boala asta a ochiului leneș. Deci tu ai o dioptrie foarte mare într-un ochi și o dioptrie mică în celălalt. E, ochiul ăla care are dioptrie mare, moare. Și dacă nu-l prinzi înainte de 14 ani, n-ai ce să-i faci. Dacă îl prinzi, de exemplu, pe la 10 ani, imediat se rezolvă. Poartă o lună un patch și se rezolvă foarte simplu. E, o treabă de felul ăsta, automat, îți va crește... Deci e o chestie foarte simplă, dar îți va crește numărul de copii care citesc și stau la școală cu drag, probabil undeva cu 10%. Deci e un lucru foarte simplu care nu necesită mare lucru, mare nici costuri, nici nimic.
cum am găsit noi voluntari, sunt sigur că o să mai găsească și alții voluntari. Și putem să facem treaba asta și rezolvăm o chestie rapid la, la nivel de țară. Și în loc să avem profesori care spun, băi, am un copil tâmpit care nu citește, nu știe nimic, o să avem copilul ăla, probabil o să citească și o să facă lucruri care nimeni nu s-ar aștepta să le facă, încă copilul ăla chiar nu-i tâmpit? Da, adică da, vreți să spui că nu e tâmpit? Noi știm că e tâmpit. Deci chestia asta, să vezi un copil care ia ochelari, așa îi pune și dă, îi pune și zice, domnul, chiar așa se vede, domnul, chiar așa se vede. Serios, deci ni s-a întâmplat chestia asta, te rupe în două. Deci copil, deci am prins acum de curând un copil cu plus 3 și plus 5. Wow. Și nimeni nu știa că copilul ăla are nevoie de ochelari. Bă, plus 3, plus 5, nu vedea nimic. Îți dai seama cum se chinuia copilul ăla să citească? Și chiar se chinuia, de fapt e o puștoică. Săraca se chinuia să stea la școală și o considera, uia, bă, e cam proastă asta, are o problemă. Bă, are o problemă, că nu vede. Deci, uite, lucruri de felul ăsta da. Se pot... Iar controlele care se fac acum sunt făcute la mișto. Deci, duc copiile, arată harta aia cu cifre și nu știu ce, hai mă, citește acolo. Dar nu pune nimeni atropină în ochi, nu stau cu... Că, na, e de la stat. Nu. Da, normal. Ce mai vreți să mai faceți? Facem... Bun, asta o pornim, asta cu ochelarii e limpede. Să trăiți. Așa? Deci, așa, visul meu cel mai mare e să... Și avem vești bune de la nenorociții, de la marketing. O să-ți povestesc imediat. Da. Să trăiască, da. Nu, e chiar foarte bine, da. Se potrivește perfect. Deci, vrem să facem o chestie, să lărgim partea de meditație online, deci avem nevoie, încă funcționează și funcționează foarte bine și după ce am făcut o mulțime de greșeli, am descoperit și o mulțime de chestii pe care le putem face mult mai bine decât ne-am așteptat noi și avem nevoie de voluntari acolo, avem nevoie de calculatoare și avem nevoie de oameni care, na, directori de școli și mai departe, care cred că i-am putea ajuta să ne spună. Fiindcă binele cu forța e cam greu de făcut. Da. Și... e bine și până aici. Deci, Asociația Casa Bună pe Facebook, pe internetul mare, Valeriu Nicolae pe Facebook, 39. No. No. Da. A fost o vârstă frumoasă. Da, da. Mi-aduc aminte mult. Că acum, da. și în rest... mai deranjați cu câte o donație, cu un voluntariat, cu lucruri din astea. Cel mai mult avem nevoie de voluntariat. Și de ce cred că e nevoie de chestia asta? Încă avem nevoie să reconstruim comunități. Și cu cât adică muncind împreună, na, după ce ai spălat o budă împreună cu unul, te simți cu totul altcumva. Adică ai încredere în omul ăla, simți, bă, stai că am făcut ceva bun și merită. Deci nu cred că cea mai mare nevoie de bani, de donații, de nu știu, cea mai mare nevoie e să încercăm fiecare dintre noi să facem câte ceva mic, dar să ajutăm cumva, încă asta ne va face pe toți un pic mai buni. Doamne ajută, nu știu, nu avem mai și, departe și ce bineînțeles, să... Și bineînțeles Prosecco. Deci. Ei, nu, spumant, aici suntem pe cava, să știi. Cava. Deci, să știi că se mai întâmplă lucruri bune. Vreau să încercăm să încheiem momentul cu o veste bună. Și da. Așa, îmi scriu nenorociții de la marketing. Te abuzează. Odată că se se refac cabinele telefonice din Marea Britanie. Deci oamenii foarte care se simt urmăriți, da, în sfârșit, da, o să aibă ocazia. Și Superman, băi, deci da, asta e Superman, da. În sfârșit, da, adică are unde să schimbe, da. Are unde să schimbe, da. Și pe de altă parte e chestia asta cu frunzele din Oradea, de la peste un milion de copaci, care sunt transformate în îngrășământ, în compost, de către o firmă. Oh, și da, devin îngrășământ de flori. Și să trăiască domnul Muntean. Mă uit la Silvia, mă uit la Laura. N-avem probleme. Dar cele mai frumoase flori, știm, foarte bine. Nu-s panseluțele, nici strandafiri. Și mai sunt și flori la dietă. Deci, grijă cu îngrășamintele, Ciprian.
Valeriu Nicolae, îți mulțumim. Susțineți și voi Casa Bună. Îi găsiți pe internetul mare, pe Facebook, pe peste tot. Asociația Casa Bună. Valeriu Nicolae cu noi aici. Noi vom face ceea ce trebuie făcut și mai revenim cu Valeriu, că oricum vine și perioada Crăciunului, Sanchi, oamenii sunt mai buni, că atunci le-a zis lor oamenii că trebuie să fie, că în restul anului nu trebuie să fie buni. Trebuie să bea și să mănânce mititei și să râgâie în autobuz. Amin. Amin. Bun. Mulțumim, Valeriu, încă o dată aplauze și ție și tuturor celor care susțin Asociația Casa Bună și au grijă de copilași ăștia. Ce facem? Spunem... Cântăm? Nu, spunem... La revedere! Așa, mai zicem o dată? Hai! Așa. La revedere! Așa, în sus, știi că așa se spune. Vă dăm întâlnire mâine cu... Ciprian Muntele trebuia să... Da, nu e urgență cu el, oricum știți, emisiunea e fix cea de ieri. E același playlist oricum, deci... Da. E mulți laudă, adică două persoane, că pune muzică mult mai mișto decât la Morning Glory. Deci e foarte important, îl încurajez să o țină tot așa, e cel mai bun. Și parcă i-a mai scăzut și burta. Ce ne facem cu Cocoșa, Ciprian? Vă lăsăm mâine, ne vedem la ProTV. Ducem mai departe mesajul nostru de pace și prietenie, că radioul va omorî în sfârșit televiziunea. V-am pupat, duce pe ceacre, ne auzim mâine și multă sănătate. Asta era. Bun, gata, v-am pupat, pe mâine. Morning Glory on Rock FM.